Ministerul Afacerilor Interne, alături de partenerii instituționali, lansează campania națională Vocea e Soluția, un demers dedicat creșterii siguranței copiilor și tinerilor în mediul online, dar și în viața de zi cu zi. Prin Vocea e Soluția se dorește să se evidențieze importanța comunicării deschise și a educației ca instrumente esențiale în prevenirea abuzurilor și a pericolelor. În cadrul campaniei se vor desfășura diverse activități de informare și conștientizare, inclusiv campanii educaționale în școli, sesiuni de training pentru cadre didactice și resurse disponibile pentru părinți și tineri. Scopul este de a crea un mediu mai sigur și de a încuraja tinerii să-și exprime preocupările, dar și să solicite ajutor atunci când se confruntă cu situații dificile. Campania Vocea e Soluția subliniază că fiecare copil merită să fie ascultat și protejat și își propune să faciliteze accesul la informații și suport necesar pentru a face față provocărilor moderne. Ministerul Afacerilor Interne se angajează să colaboreze strâns cu toate entitățile implicate pentru a asigura succesul acestei inițiative și pentru a crea un mediu mai sigur și mai sprijinitor pentru toți copiii. Cu acest prilej a fost lansată și campania realizată de Poliția Română cu sprijinul Corpului Național al Polițiștilor, intitulată Tăcerea e tot violență, Vocea ta e soluția, destinată conștientizării minorilor asupra faptului că pasivitatea în fața agresiunilor și infracțiunilor înseamnă încurajarea acestui fenomen.